Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor Ancien. Astăzi am venit la domnul doctor Horia Ștefănescu. Bine v-am găsit! Bună ziua, bine v-am primit! Pentru a vorbi despre hepatite. Spuneți-ne, vă rog, care este, statistic vorbind, evoluția hepatitelor? Lucrurile, cred că stau destul de neștiut. Pe hărțile de epidemiologie a situației infectării cu virusul hepatitice B și C în Europa și în lume, avem o culoare destul de intensă în România, ceea ce înseamnă că avem o rată de infecție peste medie. Undeva la hepatita C suntem în jur de 4,5-5%, la hepatita B probabil un pic mai scăzut. Asta înseamnă destul de mult luat ca și număr de indivizi, dar ceea ce mă îngrijorează în România este că probabil avem un fond de pacienți neștiuți care n-au ajuns la medic probabil niciodată, care n-au fost testați niciodată și cred că rata reală a infecției e mult mai mare. Putem vorbi despre fiecare tip în parte? Da. Hepatitele alfabetice. Avem hepatita A, care probabil e cea mai cunoscută, pe care foarte mulți oameni au făcut-o, de obicei în adolescență. Este hepatita boala mâinilor murdare. Se transmite prin mecanism fecal-oral, se numește în termeni medicali, adică de la un om la altul. Cineva infectat transmite prin nespălarea mâinilor, prin contact cu alimente pe care cel de lângă le mănâncă, prin lucruri de genul acesta. Hepatita B și hepatita C sunt hepatite care se transmit asemănător cu virusul HIV, adică prin sânge, produse de sânge, prin contacte sexuale neprotejate. Aici înseamnă că trebuie să fim foarte atenți la manevrele care implică manevrele sângerânde. O injecție, o vizită la stomatolog, o vizită la pedicură, la manicură, la cosmetică, toate lucrurile astea de body art, de tatuaj, de piercing, pot reprezenta lucruri care cresc riscul de infecție cu hepatita B și C. Continuând cu alfabetul, am ajuns la virusul hepatitei D, care este un virus oportunist, care nu poate exista în afara infecției cu virusul B. Deci cineva care are o infecție cu virusul B are risc să fie infectat și cu virusul D, mecanismul fiind același. Și mai nou se vorbește de o rată tot mai mare a infecției cu virusul de hepatită E. Acesta este un virus asemănător cu cel de hepatită A, respectiv se transmite prin, nu neapărat prin produse de sânge sau contacte sexuale, mai mult prin mecanism fecal-oral, dar spre deosebire de virusul de hepatită A, are risc de cronicizare și din cauza asta devine din ce în ce mai interesant. Se pare că este o zoonoză, de fapt, se transmite de la animale infectate, cel mai campioanele la transmitere ar fi mistreții și carnea de porc neverificată și nepreparată termic corespunzător. În ordine alfabetică sau nu, cum se tratează fiecare tip de hepatită în parte? Tratamentele în prezent cred că aș începe cu virusul de hepatită C, pentru că în prezent trăim cu adevărat o revoluție în managementul pacienților cu hepatită C. Au apărut de 2-3 ani pe piață antivirale directe, cu o acțiune extraordinar de eficientă asupra virusului, cu o durată de tratament redusă de în general de 3 luni de zile și care obțin o vindecare în ceea ce privește infecția, deci se scapă de infecție în proporție de aproape 100%. În mod evident, lucrurile stau diferit în funcție de
gradul afectării ficatului din cauza infecției cu virus. Un pacient cu ciroză, cu o boală de ficat avansată, este un pic mai sensibil. Rata lui de succes la terapie poate că nu e 100%, e doar de 90%. Pacienții care au avut tratamente anterioare care au eșuat, din nou pot avea o rată ușor mai redusă la tratament, dar una peste alta trăim zilele în care hepatita C a devenit o boală tratabilă, întru totul manageriabilă și obiectivul Societății Europene de Studiu a Ficatului este ca hepatita C să fie, dacă nu eradicată, cel puțin controlată până în 2030. Și cred că lucrurile sunt dreapte în direcția aceasta. Hepatita B. Hepatita B beneficiază de posibilitatea de tratament cu antivirale directe, doar că obiectivul în această situație nu este de a omorî virusul, ci de a controla rata lui de înmulțire. Eficiența tratamentului nu este atât de spectaculoasă ca și în cazul anterior și tratamentul în consecință este de foarte lungă durată, uneori pe toată durata vieții, de ani de zile, pentru a menține o rată de replicare virală aproape de zero, dar niciodată nu o să obținem distrucția completă a virusului. Există și posibilitatea de tratament cu interferon, cu rate de succes undeva în jur de 50%, lucru pe care îl preferăm în cazul pacienților tineri care au indicație de tratament, pentru că durata tratamentului este de un an de zile și atunci, având o șansă din două pe o durată de timp mult mai scurtă, încercăm la pacienții tineri în felul acesta. Iar hepatita A se tratează în primul rând prin izolarea pacientului și prin limitarea transmiterii celor din jur și cu tratament suportiv cu hepatoprotectoare pe durata acută, după care remisia este sau e o boală cu restituția ad integrum în 99% din cazuri. Cu ce simptome ajung pacienții la dumneavoastră? Lucrurile stau un pic diferit pentru că noi tratăm în general pacienți cu hepatită cronică și asta înseamnă pacienți cu hepatită B sau C, mai puțin pacienți cu hepatită acută de tip A. Pacienții cu hepatită cronică în general se prezintă la medic pentru oboseală, pentru astenie, pentru somnolență în timpul zilei, pentru o stare de dispariția stării de bine. Oamenii se simt rău, se simt obosiți și vin să vadă ce-i cu ei. De obicei le facem niște analize uzuale și observăm că testele care evaluează funcția ficatului sunt ușor modificate și pasul următor este să vedem din ce cauză se întâmplă lucrul ăsta, facem markerii de infecție cu hepatită B și C și unul dintre ei iese pozitiv. În mod evident, dacă ai un tatuaj din armată pe care îl observi sau un istoric pe care pacientul relatează că a avut o intervenție chirurgicală sau a primit cu ocazia nașterii transfuzii de sânge sau lucruri care de obicei s-au întâmplat înainte de 90, riscul de a avea o infecție cu virus de hepatită B sau C este mult, mult mai mare. Vă mulțumim foarte mult pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit, iar dumneavoastră să rămâneți sănătoși!